cunoscut și apreciat pentru activitatea în administrația locală, dar și pentru activitatea în viața sătenilor din comuna Șinca Nouă, primarul Dumitru Flucu și-a fost recompensat prin distinția de primar de 4 stele. În urmă cu câteva zile, Asociația Comunelor din România, care numără peste 3.000 de comune și tot atâția primari din țară, și-a premiat cei mai buni șefi de administrație. Din județul Brașov au primit distinția de primar de 4 stele Dumitru Flucuș, primarul comunei Șinca Nouă, și Dragoș Serafin, primarul din Cristian. Premiera s-a făcut la București. Am fost surprins că la întâlnirea de anul ăsta din București am primit acest titlu de primar de 4 stele. Nu mă așteptam, sincer, pentru că n-am socotit că am făcut ceva deosebit și nici nu a fost un concurs, ca să spun așa, pur și simplu s-a ținut cont, o condiție era să fie ales de 4 ori ca și primar și să ai niște rezultate apreciabile, să zic așa. Și cu surprindere am constatat că am fost și eu selectat. Din județul Brașov au fost doi primari, mai fost și primarul din Cristian, de lângă Brașov, și din țara Făgărașului eu. Am primit un trofeu, să zic așa, chiar plăcut, ăla o să-l păstrez, l-am în vitrină, și o diplomă, și un imbold ca să continui pe direcția asta. Cu sau fără această distinție, primarul comunei Șinca Nouă, alături de angajații administrației locale, își va continua planurile și investițiile din comună. Printre acestea se numără finalizarea proiectului privind introducerea subterană a liniilor electrice, dar și asfaltarea tuturor străzilor laterale din comună. Planurile de viitor sunt și ori cu distinții, ori fără distinții. Principala mea grijă e ca locuitorii din comună să fie mulțumiți. Nu toți, că din păcate nu o să reușim niciodată să-i mulțumim chiar pe toți, dar majoritatea covârșitoare să simtă că trăiesc mai bine și că au avantaje. Aia e principala mea preocupare și de acolo îmi vin și satisfacțiile. Însă recunosc că e plăcut când vezi că mai sunt și instituții care stau și se uită și zic, bă, doamne, ești pe calea cea bună. Și nu sunt singurele planuri. Promovarea peste hotare și atragerea unui număr cât mai mare de turiști este o altă prioritate a administrației locale din Șinca Nouă.